Bună ziua! Dați-mi voie să încep cu o urare. Felicitări și la mulți ani de ziua de casă. Mă uit la dumneavoastră și știu deja că Elevia Redenție sunt pe mâini bune. Am venit să vă asigur de bunele intenții ale Consiliului Județean și personal ale mele ca președinte ales pe 4 ani, sper că și de către dumneavoastră. Zilele trecute am încheiat un protocol de colaborare cu cele două universități și cu primăria municipiului Arad și îmi doresc ca într-un timp cât mai scurt să semnăm un nou protocol cu domnul inspector general pentru liceele și școlile generale, astfel încât instituțiile din subordinea Consiliului Județean și ale primăriei să devină tot mai accesibile celor implicați în sistemul de învățământ. Nu am venit la această festivitate doar cu o declarație de intenție. Îmi face plăcere să anunț chiar astăzi colega mea, doamna vicepreședintă al Consiliului Județean, Claudia Bogicevici, a prezentat o inițiativă pe care o demarăm în acest an. Acordarea distinției Elena Ghiva Mirta pentru dascălii cu elevii care au cele mai bune rezultate la Olimpiade. Este și aceasta o formă de a ne manifesta respectul față de dumneavoastră și față de eforturile pe care le faceți. Nu în ultimul rând, mi-aș dori să privim optimiști spre viitor. Investițiile din școli din ultimii ani, eforturile pe care administrațiile locale le fac pentru a crea condiții cât mai bune pentru dascăli și pentru elevi, înclin să cred că toate aceste măsuri nu vor rămâne fără efect. Însă, după cum știți, e nevoie de timp. Dumneavoastră, stimați profesori, știți cel mai bine acest lucru. Știți cât de mult timp e necesar pentru a forma o minte, pentru a forma un caracter. Pentru că, de fapt, asta faceți dumneavoastră în munca pe care o depuneți zi de zi. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră știe ce are de făcut pentru ca peste ani fața învățământului românesc să se schimbe. Și eu am încredere că veți putea face asta. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată în continuare.